Până astăzi, 18 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 110.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.527 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, COVID-19, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Dintre acestea, în județul Suceava s-au depistat 49 cazuri noi, cu un total pe județ de 6.082 cazuri. În județul Botoșani s-au depistat 9 cazuri noi, cu un total în județ de 1.492 cazuri. În județul Neamț s-au depistat 45 cazuri noi, cu un total în județ de 2.764 cazuri, iar în județul Iași s-au depistat 91 cazuri noi, cu un total în județ de 4.128 cazuri. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 581 persoane au fost reconfirmate pozitiv, dintre care în județul Suceava 22 cazuri, Botoșani 3 cazuri, Neamț 25 cazuri, iar în Iași 52 cazuri. Până astăzi, 4.360 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 17 septembrie 2020 ora 10, 18 septembrie 2020 ora 10, au fost înregistrate 48 decese, 28 bărbați și 20 femei, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bihor, Bistrița Năsăud, Brăila, Brașov, Călăraș, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Ilfov și municipiul București. Dintre acestea, două decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 17 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 14 decese la categoria de peste 80 de ani. 44 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.081. Dintre acestea, 447 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.185.923 de teste. Dintre acestea, 25.254 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.065 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.189 la cerere. Pe teritoriul României, 11.684 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.962 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 38.999 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 8 persoane. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.087 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 578 la linia Telverde 0800 800 358, deschisă special pentru informarea cetățenilor. Ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ultimele 24 de ore 519 sancțiuni contravenționale în valoare de 152.800 lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției, au fost constatate ieri 4 infracțiuni pentru zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 352 Cod Penal. Reamintim cetățenilor că Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, începând cu data de 4 iulie 2020, o linie telverde 0800 800 165 la care pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.599 cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 126 cetățeni români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, cetățeni români aflați în străinătate, 338 au fost declarați vindecați. Le reamintim cetățenilor să ia în considerare toate informațiile verificate prin sursele oficiale și să apeleze pentru recomandări și alte informații la linia Telverde 0800 800 358. Numărul Telverde nu este un număr de urgență, este o linie telefonică alocată strict pentru informarea cetățenilor și este valabilă pentru apelurile naționale de luni până vineri.
vineri, în intervalul orar 8-20. De asemenea, românii aflați în străinătate pot solicita informații despre prevenirea și combaterea virusului la linia special dedicată lor, plus 40 21 320 20 20.